mic dejun sănătos. Un deliciu, o bunătate. Pentru iaurtul nostru avem un pahar de iaurt. Apoi aici am migdale, așa, cam câte o linguriță din fiecare. Migdale, semințe de chia, semințe de susan, nucă și semințe de floarea soarelui. Puneți ce fel de semințe aveți în casă. Așa. Și apoi eu aici mi-am am dulceață de prune fără zahăr. Aveți rețeta pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia. Ia uitați cum arată. Și eu am să pun și câteva stafide ca să dăm puțină dulceață la iaurtul nostru, cine dorește. Așa. Și iaurtul este iaurt natural. Cine dorește poate adăuga puțin zahăr, pudră sau puțină miere de albine. Eu voi pune aceste semințe aici și am să le blenduiesc. Să știți că iaurtul cu semințele în interior este bun, 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 bun. Așa, punem nucă. Așa. E gata. Să știți că mai rămân și bucățele puțin mai mari de migdale sau de nucă și este o plăcere să le găsim așa în interior. Iaurt natural. Cine dorește, îl poate și îndulci. Așa. Și amestecăm. Amestecăm așa încet. Adăugăm și câteva stafide. Le punem. Ele se hidratează în interior. Și lăsați o jumătate de oră sau puteți face seara. Seara și a doua zi este gata pentru micul dejun. Așa. Și acum voi punem puțină dulceață. Dulceață de prune, fără zahăr. Să încercați să vedeți că este bună, bună. Rețeta o găsiți și pe canalul meu de YouTube. Am să fac așa. Și acum deasupra voi pune, ia uitați, câteva semințe așa să fie crocante. Un deliciu. Este bun.